Vreau să-i zic la mulți ani domnului ministru de interne cu speranța că urările noastre se vor și concretiza la final. Nu vă întreb câți ani faceți, domnul ministru, că nu, probabil o să vă văd diseară la manifestarea cu tineretul. Și 28 de activitate revoluționară. Da. Doar câteva cuvinte. Vreau, în primul rând, în numele și al colegilor mei miniștri și al meu, să vă mulțumesc pentru prima sesiune parlamentară din acest an, după alegerile din 9 decembrie. Vreau să spun realmente că, fără niciun fel de excepție, în toate lucrurile importante, guvernul a avut sprijinul dumneavoastră, fie că a fost vorba de proiecte cu adevărat dificile, cum a fost cel privind restituirea proprietăților, fie că a fost vorba de alte legi importante, decizii politice, și realmente nu pot decât să-mi doresc ca și în sesiunea care începe de luni să existe aceeași colaborare foarte bună între guvern și grupurile parlamentare care susțin guvernul. Evident, urmând să îmbunătățim lucrurile care eventual v-au nemulțumit din partea guvernului, și anume, în continuare voi solicita colegilor mei miniștri ca în fiecare luni la grupurile parlamentare să participe, pentru, evident, prin rotație, pentru a vă informa în mod constant despre proiectele guvernului, prezența și răspunsurile la întrebări, la interpelări. Am constatat oarecum cu plăcere că cele mai multe întrebări, interpelări, vin tot din partea dumneavoastră pentru guvern. Nu o să mă plâng de faptul că opoziția e mai puțin activă, însă încerc ca răspunsurile și le cer colegilor mei miniștri să fie cât mai adecvate și cât mai, până la urmă, cuprinzătoare. Vreau să are dreptate domnul Pașotti, evident că întotdeauna are dreptate, dar în cazul ăsta, în mod special, faptul că, și o spun pentru că sunt toți miniștri aici, prezența miniștrilor la comisii, la dezbaterile importante. Bun, în mod normal, secretarii de stat. Dar când sunt proiecte de lege importante, prezența miniștrilor este esențială. Nu doar pentru a răspunde întrebărilor celor din opoziție și a nu vă lăsa până la urmă singuri în aceste bătălii, ci mai ales pentru a lămuri lucruri pe care, în mod legitim, le întrebați, lucruri care țin fie de colegiul pe care le prezentați, fie până la urmă de viziunea de ansamblu a legii. Avem și obligația miniștrilor și a secretarilor de stat de a veni și de a vă informa imediat, uneori în media, nu neapărat cu rea intenție, apar lucruri prezentate greșit. Cred că e de datoria noastră să le îndreptăm, nu doar pur și simplu să ne supărăm că nu e așa, ci trebuie să venim să explicăm. S-a înțeles greșit sau s-a prezentat o informație greșită. Apropo de 28 de taxe care, de fapt, erau două, apropo de multe alte lucruri despre care una se scrie și alta rezultă practică, m-am amuzat să iau, până la urmă m-am amuzat pe seama mea, că am luat în serios când un fost ministru al guvernului PDL a zis că avem absorție 140 de milioane de euro și era o mică diferență, era 734 de milioane de euro pe lună. Dar, mă rog, toate aceste lucruri țin de obligația guvernului de a vă informa. În același timp, însă, eu îmi permit și mi-am permis doar să atrag atenția colegilor de la PSD, nu o să fac niciodată față de ceilalți, faptul că sunt momente, da, sunt prudent. Sunt multe momente în care singura problemă a coaliției este, de fapt, prezența. Suntem atât de mulți încât suntem proviși că nu-i nevoie de fiecare dintre noi și fiecare e convins că vine celălalt la comisie sau la vot. Și ne trezim, norocul nostru că nu vine nicio poziție. Dar ne trezim în situații foarte greu de explicat opiniei publice,
Și, într-adevăr, grupuri mari, așa cum sunt în acest moment grupurile care susțin guvernul, au această problemă a faptului că, fiind foarte mari, fiecare are impresia că celălalt va veni la vot sau la comisie. Vă rog să nu luați ca pe un reproș al guvernului la adresa Parlamentului, ci doar ca o rugămintea mea către grupurile parlamentare care susțin guvernul, de a încerca, eu sunt obligat să asigur prezența miniștrilor, a secretarilor de stat și o fac. Vă rog pe dumneavoastră să fiți prezenți ca să ne sprijiniți în momentele importante. Cred că e un raport corect între Parlament și Guvern, pentru că până la urmă am candidat toți împreună și am mers toți cu aceeași promisiune în campanie și cred că obligația este egală pentru ambele părți. Mai vreau doar să vă rog, pentru sesiunea din toamnă, să, repet, să îmbunătățim colaborarea dintre noi, însă să ne concentrăm pe câteva dintre lucrurile importante. Lucrurile importante, repet, pentru care am mers în campanie și am fost votat și am câștigat o majoritate atât de mare. În primul rând, modificarea Constituției. Vreau să mulțumesc tuturor celor din Comisia Specială, în frunte, evident, cu președintele Comisiei, pentru modul în care s-au finalizat lucrările din Comisie. Eu vreau să spun încă o dată că avem foarte mare nevoie de o modificare constituțională, care în viitor să stabilească mult mai clar raporturile între puterile statului, dar, deși sunt temporar prim-ministru, tot cred că principala putere trebuie să fie aparțină Parlamentului. Tot cred că viitorul președinte, cu care, în mod sigur, o să am o relație mult mai bună decât cu cel actual, dar tot nu mai trebuie să aibă atât de multe puteri decât a abuzat actualul președinte. Și cred că lucrurile de care ne-au dus la conflict în ultimii ani trebuie reglementate în viitoarea Constituției. Sigur, o să luăm o decizie politică. Când mergem la referendum pentru modificarea Constituției, noi în PSD am discutat și am discutat cu aleșii locali, cu toți cei care se implică într-un asemenea demers. Știu că s-a discutat și PNL această problemă. Ideea nu este să ne grăbim, ideea este să reușim. Și probabil că mâine cu 50% prezență și cu boicot din toate părțile celor care nu vor să schimbe nimic în România, va fi dificil să trecem modificarea Constituției. Eu zic și propun și o să decidem împreună că primul tur al alegerilor prezidențiale cu 30% prag de prezență e un moment foarte bun și e și o temă pentru alegerile prezidențiale și anume reformarea sistemului constituțional românesc. Dacă cei de la PDL vor boicota primul tur, cu atât mai bine. Nu cred că ne vom supăra dacă îl boicotează. Probabil că cineva totuși va candida și va ajunge să participe. Însă, ce vreau să vă rog este să nu considerăm un proiect, cum să vă spun, suspendat, ci extrem de important pentru ce am promis, pentru ce ne dorim să facem. Al doilea lucru care însă nu propun să așteptăm până la anul este cel legat de descentralizare și regionalizare. Eu cred că oamenii ne-au luat în serios atunci când am vorbit. O singură paranteză. Vreau să vă rog grupurile parlamentare să știți că în stilul deja tradițional de sabotaj al domnului Băsescu, legea cu referendumul, așa cum a fost ea considerată constituțională de către Curtea Constituțională, e tot la dumneavoastră. Deci asta înseamnă că în primele săptămâni trebuie să o adoptați din nou, să o trimiteți a doua oară și din fericire a doua oară nu mai are voie să o mai retrimită. În 10 zile, dacă nu mă înșel, e obligat să o promulge și în acest fel intră în vigoare termenul de un an în care de asemenea se și aplică. Referitor la regionalizare, introducerea regiunilor ca unități administrativ-teritoriale se va putea face doar prin modificarea Constituției. Nimic însă nu ne împiedică ca prin modificarea legii 315 din 1998 să începem să dăm cât mai multe atribuții către regiuni, către județe, către, până la urmă, instituțiile mai apropiate de oameni
și anume să constituim consilii regionale și să începem de la Guvernul Central. Multe din lucrurile despre care dumneavoastră parlamentarii ziceți, o bună dreptate, că încă nu funcționează bine, să le dăm mai jos către regiuni pentru a putea fi gestionate mai bine de către structuri mai puțin centralizate și mai puțin birocratice decât Guvernul Central. Mai avem un obiectiv esențial. 1 ianuarie 2014 începe nou exercițiu financiar al Uniunii Europene. Până acum, cele mai eficiente organisme intermediare de absorbție a fondurilor au fost agențiile de dezvoltare regională. Asta înseamnă că cu cât folosim mai mult banii la nivel regional, cu atât o să-i folosim mai repede și mai bine. Iar faptul că trebuie deciți de la București ce să faceți cu banii, eu cred că e o greșeală, o cred și acum, când eu sunt reprezentantul Guvernului de la București, cred că mult mai bine puteți să decideți în fiecare regiune proiectele prioritare, modul de desfășurare și modul în care importante resurse de fondurile de coeziune vor fi cheltuite. Așa încât o să vă rog, după ce discutăm politic toate aspectele importante, să fiți de acord să vă implicați în dialogul și dezbaterea privind începerea descentralizării și a regionalizării. Vor fi foarte multe orgolii locale. Nu putem să facem 41 de regiuni. Sau 50. Nu o să se poată lucrul ăsta. În mod sigur, cele 8 actuale au câteva deficiențe, sau cel puțin unele dintre ele au câteva deficiențe, fiind prea mari sau fiind mult prea depărtate. Între Focșani și Constanța e foarte greu să spui că e o aceeași regiune, în condițiile în care și dintr-o parte și dintr-alta ajungi mai ușor la București. Nu vreau să reiau bătălia istorică între cine e mai mare și mai tare, și anume Brașovul sau Sibiu. Nu vreau să intru între Arad, Timișoara, Galați, Brăila, Iași, Suceava și așa mai departe, pentru că n-am nicio șansă să convinc până la urmă pe cineva în mod special. Oradea, Cluj, Baia Mare, Satu Mare și așa mai departe și toate celelalte. Însă propunerea mea și propunerea noastră este aceea de a găsi un mod de dezvoltare pentru următorii mulți ani. Nu să gândim anul ăsta sau anul viitor cine va conduce o regiune sau alta. Să avem consilii regionale. Nu vă ascund faptul să avem consilii regionale conduse de USL. Suntem majoritari în absolut toate regiunile. Și nu cred că se va pune sau ne va putea pune cineva vreo problemă privind modul de conducere. Și să fim practic pregătiți pentru momentul în care, odată cu trecerea modificărilor constituționale, putem să le transformăm în unități administrative teritoriale. Mai sunt câteva proiecte importante pentru toamnă. În mod sigur, cel mai important e bugetul pe 2014. Nu avem modificarea constituțională ca să putem să avem buget multianual. Eu mi-aș fi dorit și ne propusesem să avem buget 2014, 2015, 2016. Din păcate, amânându-ne cu Constituția, scrie clar în Constituție că bugetul este anual. Însă nimic nu ne împiedică ca pentru 2014 să gândim cât putem mai mult, sigur, să sprijinim resurse, să alocăm resurse pentru proiectele importante care au câștigat alegerile și pe care oamenii le așteaptă de la noi, proiecte naționale, pentru continuarea proiectelor locale. Sunt foarte receptiv la nemulțumirile din teritorii și dumneavoastră sunteți de asemenea că, până la urmă, aveți o relație directă cu primarii, cu aleșii noștri locali și e normal așa. Și de a face o anumită gândire și prioritizare pentru 2014, 2015, 2016. Ceea ce cred că e greșeala mea și a colegilor din guvern și trebuie să o îndreptăm în toamnă. Evident că niciun primar nu-și închipe că o să primească toți banii mâine sau luna viitoare. Noi n-am fost încă capabili, încă, și trebuie să o facem în toamna asta, să prezentăm o perspectivă. În 2014 pot să faci atâția kilometri din drum sau din canalizare, 2015 atât, 2016 atât. Asta este obligația guvernului, obligația, sau mă rog,
rolul dumneavoastră va fi acela de a ne gândi la momentul dezbaterii pe buget cum facem să avem o viziune solidară. Altfel, dacă fiecare trage un pic mai mult pentru colegiul lui, nu o să ajungă banii, pentru că noi încă plătim foarte mult din ce avem din urmă. Eu spun tot timpul, cazul metroului din București este cel mai semnificativ pentru tot ce am moștenit. Au semnat PDL-ul că fac metrou, au alocat 10 milioane de lei și nouă ne-a rămas sarcina să alocăm 1 miliard 200 de milioane de euro. După care ei ne înjură în fiecare zi că n-am dat 1 miliard 200 de milioane de euro. Păi dăm, în fiecare an dăm câteva sute de milioane. Dar e ușor să dai 10 milioane și să înjuri după aia pe cei care nu dau 1 miliard 200. O să facem lucrul ăsta și îl alocăm și da, dați-vă seama, nu mai vorbesc de câte pârtii ne-a semnat doamna Udrea și după aia ce că nu dăm bani. Păi să-i dea ea dacă ea i-a semnat, dar banii nu erau. Și multe alte lucruri. Aici trebuie însă să decidem împreună care sunt prioritățile și să dăm doar perspectiva. În cât timp? Într-un an, 2, 3, 5 avem această alocare pentru proiectele importante. Deci vreau să vă rog la bugetul pe 2014 să-l dezbatem înainte. Nu ne grăbește nimeni. Cred că avem toată luna octombrie, eventual și toată luna noiembrie pentru a-l dezbate. Ultimul lucru și cu asta închei. Eu vreau să vă rog, Parlamentul, sunteți singura instituție legitimă să duceți bătălia în continuare cu abuzurile președintelui. Stai că spui imediat cu vest bătălie. Doar am zis că sunteți și mai legitim. Noi, din păcate sau din fericire, trebuie să dedicăm 99% din eforturile Guvernului problemelor de zi cu zi și gestionării fiecarei situații, de la alocări de fonduri pentru un pod, până la, uitați, accidente și alte lucruri care țin de guvernarea de zi cu zi. Însă, faptul că aproape orice lege bună pe care o votați vă este retrimisă de președinte, contestată la Curtea Constituțională și așa mai departe, un tip de sabotaj căreia trebuie să-i găsiți dumneavoastră prin mobilizare remediu. Am spus, legea cu referendum, cred că e primul test. Dacă o trecem într-o săptămână de Senat și o săptămână de Cameră, s-a închis discuția pe această temă. Eu o să merg în ideea unui regim politic în care Parlamentul are principalul cuvânt de spus și la momentul la care o să vă solicit și o să vă rog să fiți de acord să prezint în Parlament elementele pe care le-am negociat pentru nou acord cu Comisia Europeană, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și dacă va fi cazul să ne manifestăm alături de aliații noștri când e vorba de Siria, tot în Parlament trebuie să venim să vă informăm. Nu mai se ia decizia în CSAT de președintele CSAT și vicepreședinte când mă consultă. Uneori sunt vicepreședinte, altor nu sunt, că depinde când mă găsește la telefon. Sunt lucruri pe care trebuie să ne obișnim, sau care trebuie să obișnim sistemul politic românesc. Sunt lucruri în care Parlamentul are cel puțin dreptul de a fi informat, dacă nu cumva chiar să decidă. Dar informarea Parlamentului pentru acorduri cu FMI, pentru Siria, pentru toate lucrurile importante, eu mă voi manifesta în acest sens și sigur că vă cer sprijinul, dar în primul rând trebuie să obișnim oamenii că lucrurile importante se decid cu informarea sau cu aprobarea Parlamentului. În rest, vedeți că marea ofensivă de vară s-a înnecat din partea celorlalți. Oamenii așteaptă tot de la noi lucrurile importante. Asta e un lucru bun și un lucru rău, evident. Că nu se uită partea cealaltă, se uită tot la noi. Vreau să vă rog, mai avem ocazia, ne mai întâlnim în la europarlamentare. Nu cred că acolo va exista un alt obiectiv decât PSD să ia cât mai mult, PNL cât mai mult, PC cât mai mult și ce rămâne pe la ceilalți. În rest, mulțumiri pentru colaborare. Nu ignor faptul că deocamdată
pentru că mi-aș dori o schimbare în acest sens. Deocamdată suntem singurul guvern care după un an și jumătate n-a fost confruntat cu nicio moțiune de cenzură. Nu e sfârșitul lumii când apare vreo moțiune de cenzură, dar să nu o las ca pe invitație. În acest sens, înseamnă că am guvernat bine. Înseamnă că vă rog să nu vă supărați pe mine și pe ceilalți miniștri. Dacă ne facem până la urmă datoria de dialog și informare și pentru grupurile din opoziție, eu cred că atunci când am discutat cu DMR și PPDD, atât pe buget, pe legea proprietăților, e un lucru foarte bun. PDL-ul au spus că au niște idei pentru buget. Haideți să le discutăm. Dea Dumnezeu să fie idei bune, nu doar la televizor. Dar, evident, grupurile care susțin guvernul, și anume grupul USL și alături de minorități, rămân principalii parteneri și beneficiari, atât a lucrurilor bune, cât și a lucrurilor mai puțin bune în ceea ce privește guvernarea. Eu vreau doar să vă spun că sunt mulțumit de toți miniștrii care fac parte din cabinet, că nu i-am tratat și nu-i voi trata niciodată ca pe miniștrii PSD, PNL sau PC, ci USL. Eu nu vorbesc decât de guvernul USL și așa și gândesc. Și sincer, îmi doresc foarte mult ca în 2016, în această formulă, să putem să dăm socoteală în fața oamenilor de ce am reușit să facem din ceea ce am promis anul trecut. În primul rând, în acest prezidiu 100% masculin. Vreau să mulțumesc celor 6 doamne ministru care, dincolo de necazurile ministeriale, au și problema că de ce sunt femei. Am văzut că marea critică la Ramona a fost că de ce-i femeie. Nu știu dacă asta era de fapt problema. Culmea este că aceste critici au venit tocmai de la cei care spun că nu ne schimbăm ca societate și nu suntem mai deschiși la minte. Noi suntem mai deschiși, ar putea ca cei care prezintă mai departe lucrurile să aibă de fapt o problemă. Eu vreau să le mulțumesc celor 6 doamne ministru, cred că sunt cele mai multe într-un guvern, și să mulțumesc și doamnelor parlamentar, șefe de comisii, primar. Evident că una dintre ele mai vigilentă mi-a dat mesaj și mi-a zis că arată foarte bine prezidiul, numai cu bărbații. Apropo de schimbarea USL-ului... Da. Al doilea lucru, o altă reparație importantă. Evident, ca și CRIN, o spun tot timpul și realmente un lucru care trebuie să ne mândrim. România am reușit să o scoatem din izolare, că în ultimii ani era, nu ne băga nimeni în seamă. Am reușit mai ales să o scoatem din niște șabloane. Șabloanele pe care le spunea Băsescu și cu ai lui. Ei conduceau țara, dar era o țară de corupți și de bandiți și de subdezvoltați și așa mai departe. Dar eu vreau să vă spun că cel puțin la Bruxelles și în Europa, un rol extrem de important, esențial în această schimbare, au toți europarlamentarii noștri, și de la PSD și de la PNL. Eu vreau să le mulțumesc tuturor, s-au bătut în condiții foarte grele cu grupul PPE și cu toată influența. Nu exista influență decât PPE, Macovei, mai știu cine. Faptul că am întors în Parlamentul European acest val, e merită europarlamentarilor noștri. Vreau să le mulțumesc tuturor. Nu întâmplător, m-am bucurat foarte mult când au venit și Cristi Bușoi și Ramona. Cred că și alți europarlamentari ar fi foarte buni de miniștri. Nu reușim noi să dăm salariile la fel în România ca la Bruxelles. Și înțeleg că... Oi, tu ai fost ministru, gata. Noi... Stai! Însă a fost extrem de important, chiar dacă unor nu se vede în țară chestia asta, să schimbăm puțin percepția la Bruxelles. Eram niște bandiți toți, pentru că Macovei nu înjura USL-ul sau PSD-ul, ea înjura pe toată România. Și după aia ne miram de ce toată lumea ne vedea ca pe o țară de sălbatici. O vedeau pe ea, de-aia, era normal. Bătălia pe care i-au dus-o a fost mult mai puțin vizibilă în presa noastră. Noi avem impresia că dacă nu ești în presa din România, nu există lucruri. Există. Nu o să vorbească altcineva, dacă nu vorbim noi. Sigur că cel mai important lucru a fost accidentul și mi-a părut groaznic de rău, dar
uitați-vă câte țări reacționează atât de rapid, cum am reacționat noi ieri, cu avion, cu secretar de stat, cu cel mai bun om, cu mie medici, am adus, am făcut. E o chestie importantă, pentru că ne tratăm cetățenii altfel. Nu-i lăsăm să moară prin alte țări. Îi mulțumesc și lui Eugen, mai ales să știți însă, Eugen mi-a și spus și Raed Arafat, că ne-au tratat cu respect cei de acolo și ne-au ajutat. Și a fost un lucru extraordinar dincolo de declarațiile tâmpite ale cine știe cui, cărui politician din România sau din Ungaria. Când a fost un necaz, ne-au ajutat. Dar reacționăm într-un mod în care nu reacționa statul român, ci când își ajuta statul român cetățenii din străinătate. Astăzi mi-au spus că au semnat ANSVSA-ul cu China acordul, putem din nou să exportăm carne de porc în China. Să dea Dumnezeu să producem noi carne de porc, că 1.400.000.000 de consumatori nu se epuizează niciodată. Asta e norma vizitei mele, aia când n-am avut mandat să discut despre carne de porc. Toți producătorii bulgari țipă la guvernul lor că o să cumpere toată pâinea din România. Da, nouă ne-e rușine că aia nu e măsură nici social-democrată, nici liberală. E o măsură deșteaptă să scădem TVA-ul. Dar nu o să mai merite să facă evaziune. Sper că nu le mai merită să dea șpagă sau să fugă cu facturile pentru 9%. Sunt lucruri importante pe care le facem zi de zi și dacă n-apar în presă, înseamnă că nu există. Eu vreau să vă rog să fim toți parteneri la lucrurile bune pe care le-am făcut și când sunt momente grele, la fel, să fim parteneri. Altfel, dacă începem să dăm vina unii pe alții, e exact ceea ce au făcut alte coaliții, cum spunea Crin, și toate au sfârșit-o prost pentru toată lumea. Deci, eu vreau să mulțumesc doamnelor ministru. Știu eu câți veniți la mine să le jurați, să le certați, să le... Așa că nu știu ce nu fac. Fac bine ce fac, toate șase. Vreau să mulțumesc europarlamentarilor noștri și să-i rog și în toamna asta și la anul să fie la fel de uniți și solidari ca să, chiar dacă sunt în grupuri diferite în Parlamentul European, să facem acțiuni internaționale și cu grupul socialist și cu grupul liberal și cu toți partenerii noștri cu care ne putem vedea și întâlni și să vă rog pe linie parlamentară la fel de mult să continuați să invitați oamenii să vorbiți. Eu n-am văzut niciodată o asemenea dezinformare și lipsă de informare despre România. Cum am văzut într-un an și ceva, de când vorbesc cu oameni despre România. Deci în cei 9 ani, 8 ani de Băsescu, realmente ne-au șters de pe harta Europei, de pe harta lumii. Ne-au șters, ei ne-au șters, ca să zică, domne, știți, o țară groaznică, dar numai noi suntem acolo, chiar în țara oricum. Ori e foarte important să toată propaganda cu USL-ul care vrea să pună mâna pe justiție, cu toate celelalte, nu obosiți să explicați lucrurile astea, pentru că eu cred că USL-ul este într-adevăr o forță pro-europeană, spre deosebire de alții care au nostalgii dictatoriale estice și prieteni dictatori prin Siria. Și eu n-am prieteni dictatori și nici Crin. Și, mă rog, nu știu. Așa știu eu acum. O să confirm sau nu. Dar, nu, în afară de Marian Crișan, ziceam dictator internațional. Nu. Ziceam că Victor mare pe mine, da. Da, singurul punct. Ca în afară? Da. Mă, cred că e presa aici așa. Până explicăm că am glumit, mai iar e breaking news. Am început eu cu dictatorii. Da, scuze. Vreau doar să vă rog să nu obosiți în acest sens în a ne repara imaginea ca țară, nu ca partide. O imagine de țară pe care au distrus-o sistematic și programat în ultimii 8 ani. Mulțumesc! Acum...
cum ai zis, poftim? Nu, știi cum e cu parlamentarii prezenți? Eu spun tot timpul la grupul PSD, tu care ai fost la PSD știi. Eu spun că e ca la școală, întotdeauna îi certăm pe cei care sunt prezenți pentru cei care sunt absenți. Asta e nedreptatea. Cât suntem aici, o să fim și luni la plen. Eu ce să fac, să vă cer pe voi care sunteți prezenți pentru aia care sunt absenți? Eu, de exemplu, cum zice Marian, că uneori un pic de dictatură nu-i rea, o să facem o situație la PSD și ultimii trei ca prezență o să-i facem independenți sau să se ducă la PDL. Dacă tot nu vin, tot degeaba. Haide-mă, că sunt destui oameni. Cu PSD-ului tot nu va ajunge. Destui oameni. Mi l-am dat pe Mircea, gata. Nu mai dăm altceva. Apropo, dacă un singur cuvânt. O întrebare care reprezintă, de fapt, durerea populației care trăiește sub medie. Există o lege care spune că salariul minim trebuie corelat cu coșul minim de consum. Legea n-a fost abrogată, este din 2003. Știu că nu sunt resurse acum. Avem vreo șansă să propuneți sau să susțineți această măsură pentru bugetul următor? Și de altfel și în guvern. Nu, în cazul lui Liviu Voinea mai bine că mă bag peste el, că după aia dacă vă spune tot, nu e bine. Deci l-am făcut 800. Ideea este cel puțin în zona privată, dacă lucrăm acum, avem o problemă apropo de posibilitatea firmelor de a plăti contribuțiile la 1000. În zona publică, dacă ne iese proiectul, doamna Câmpeanu încearcă și nu poate singură, va trebui să fie sprijinită de toți ceilalți. Să avem o nouă lege a salarizării, nu o nouă, de fapt să avem o lege a salarizării în sectorul public, că noi avem o lege pe care nu aplică nimeni, care nu se poate aplica aia în loc. Atunci pornim de la 1000 de lei salariu minim în administrație, însă, și aici vă rog frumos să nu vă lăsați păcăliți de discuții ideologizante, trebuie să punem și un salariu maxim. La stat, păi de stat vorbesc, nu vorbesc la privat. Vorbesc la stat. Salariu maxim al președintelui României, președintele Senatului, Camerei, deci povestea că sunt la stat mii de oameni care câștigă mai mult decât președinte, prim-ministru, nu cred că se întâlnește în alte zone. Nu vorbesc de magistrați, o altă putere a statului, vorbim de altceva. Dar vorbim de administrație publică. Și, însă, pentru asta, de exemplu, va fi unul din proiectele din această toamnă la care avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Eu mai spun un lucru. Am fost destul în opoziție ca să știu că e mult mai bine să fii parlamentar în opoziție decât la putere. Păi nu, că vii critici și pleci. Și pleci. Acum bănesc că toți ați vrut să fim la putere. Așa încât sunt avantaje și dezavantaje. Important este că așa cum văd eu la un an și jumătate de când am preluat guvernarea, că eu un an și jumătate de când am preluat guvernarea, noi am preluat guvernarea la 1 mai 2012 și în toate sondajele, confirmate după aceea de alegerile locale, aveam 50% în intenție de vot. Acum avem, ne prăbușim la 57%. Deci înseamnă, bun. Înseamnă că oamenii în continuare de la noi așteaptă lucrurile care trebuie făcute. Trebuie să ne comunicăm mai bine, trebuie să ne decidem mai bine, trebuie să facem mai puține greșeli punctuale, însă, până la urmă, e un efort colectiv. Și dacă dumneavoastră dați vina pe guvern, noi dăm vina cu altcineva și, de fapt, rezultatul e că nu reușim ce ne...